În data de 16 februarie 2016 a avut loc un incident în cadrul unui centru pentru persoane adulte cu handicap sever. În prezent există o echipă de verificare constituită la nivelul direcției. De asemenea, au fost urmate toate procedurile și legale în astfel de situații, iar organele abilitate verifică cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul. Până la acest moment avem concluziile certificatului medico-legal constatator, conform căruia este vorba despre o insuficiență cardiorespiratorie acută, asfixie mecanică și obstrucția căilor respiratorii cu conținut gastric regurgitat și aspirat. Este vorba despre un tânăr de 23 de ani cu grave probleme de sănătate, încadrat în grad de handicap grav. Centrul despre care se face vorbire a fost verificat de către Inspecția Socială. În prezent suntem în procedură de licențiere. Urmarea controlului celor de la Inspecția Socială nu au fost constatate elemente care să ducă la suspendarea activității sau la închiderea centrului. În seara, în după amiaza zilei de 16 februarie, la orele 17:38, a fost adus în camera de gardă medicină internă de către ambulanță un pacient în vârstă de 23 de ani cu un stop cardiorespirator. S-au tentat manevrele de resuscitare fără rezultat.